trecem pragul celui mai tânăr oraș al județului Ilfov. La Buftea, în vecinătatea cunoscutului studio cinematografic, s-a înălțat de câțiva ani un cartier de blocuri care oferă localnicilor un trai tot mai civilizat, modern. Desigur, existența unui asemenea cartier cu densitate și nevoi specific urbane face să sporească în primul rând volumul cererilor de prestații, de servicii necesare orășenilor. Ca în toate celelalte orașe, și la Buftea aceste prestații, ca de altfel întreaga gospodărire a orașului, o asigură întreprinderea de resort, cunoscută de toți sub denumirea de IGO. Despre activitatea acestei întreprinderi vom vorbi în emisiunea de astăzi. Încă de acum câteva luni, mai mulți locuitori ai orașului, printre care se numără tovarășii Niță Vasile, Popescu Nicolae, Staicu Gheorghe și alții, ne-au rugat să îndreptăm obiectivul aparatului de filmat în câteva locuri din cartier, uitate de întreprinderea de gospodărire orășenească, uitate chiar și de edilii orașului. Am răspuns aceste invitații și am început emisiunea noastră chiar cu intrarea în oraș. Acesta se numește în actele Consiliului Popular drum asfaltat. Pe acest drum intră și ies din Buftea sute de autovehicole pe zi. Edilii orașului stau și se uită impasibil cum se chinuiesc și se uzează șirurile de mașini care străbat acești kilometri de drum. Chiar și tovarășul Radu Marin, primarul orașului, care vine în fiecare zi de la București cu mașina la serviciu, simte zguduiturile provocate de gropile din șosea. Dar până acum, de un an și mai bine de când se numește primul gospodar al orașului, n-a făcut nimic pentru repararea acestui drum. Ajungem cu chiu cu vai în cartierul de blocuri, la locuitorii care ne-au solicitat prezența. Ne întâlnim cu tovarășii Popescu Nicolae și Stan Ion, care prin spusele lor vor într-un fel să dea un calificativ activității întreprinderii de gospodărire orășenească. S-ar putea justifica cumva faptul că acest cartier din Buftea, cartier nou de blocuri noi, arată totuși destul de neîngrijit? Da, s-ar putea justifica, pentru că noi în orașul Buftea avem o unitate de prestări serviciu care se numește IGO, al orașului Buftea, și nu se face datoria în bune condiții. Însă, mai concret, ne puteți spune? Da, mai concret. În cartier la noi nu avem niciun fel de oameni de-a lui IGO care să pentru facă... Pentru întreținerea salubrității. Pentru întreținerea salubrității. Din cauza asta există o serie întreagă de aspecte negative, de un aspect urât orașului și nu se poate lua măsuri. Iar noi când solicităm această treabă, IGO motivează că nu are oameni. Vă mai putem spune că, cum ați văzut și dumneavoastră aici, gurile de canal sunt lăsate la voia întâmplării. Am avut un caz unde a căzut deja un copil și dacă nu se făcea intervenție de un locatar care până întâmplare a fost prezent acolo, vă închipuiți ce se putea întâmpla, că murea în acest canal. Deși am sezizat că sunt o serie întreagă de canale care n-au capace, nu au luat niciun fel de măsură. Din scriptele lor reiese că aici sunt 7 oameni care ar trebui să întrețină salubritatea cartierului. Da, așa n-am văzut până acum nimeni. Dumneavoastră spuneți că ar fi o femeie. Din scripte, așa rezultă din scripte, dar însă oamenii ăștia, chiar dacă sunt în scripte, ei nu sunt controlați, nu sunt văzuți la muncă și umblă de acolo până acolo. Deși au niște șefi de echipe care nici ăștia nu sunt văzuți, de fapt. Vin și ăștia numai la situații, când închem situații de plat a întreținerii. Și dumneavoastră sunteți locatar. Da. IGO nu are numai obligația de a întreține salubritatea cartierului, ci are și alte datorii. Poate că le resimțiți și dumneavoastră. Da, într-adevăr, să resimt. În primul rând, să resimt în perioada de iarnă, când, datorită centralei termice, defecțiunilor de la centrala termice, elementele sunt, de la cazane sunt sparte, apa curge chiar pe jetul de foc de la motorina respectivă și o parte, bineînțeles, că se pierde. Conducerea întreprinderii n-a aflat încă până acum? Cunoaște acest lucru conducerea întreprinderii, cunoaște chiar și conducerea întreprinderii județene IGO, tovarășul director Saica a fost personal aici cu comisie, tovarășul inginer șef, nu mi reamintesc, Iacobăț a fost aici personal, chiar cu mine am mers și le-am arătat canalele, conductele neizolate, canalele pline cu apă și toate aceste lucruri contravin cu prevederile legale în vigoare, chiar cu decretul 620, care se prevede o raționalizare cât se poate de bună a consumului de combustibili. Mai aveți și alte servicii pe care le plătiți și nu vi se prestează? Da,
E o problemă cu apa caldă, care această unitate nu servește în întregime toți locatarii. Poate să fie chiar un efect al celor ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că nu merge centrala termică în condiții bune. Nu este. Da, categoric, așa este. Din cauza centralei termice, apa caldă pleacă, că nu are presiune și nu poate să ridice la ultimele. Presiunea trebuie să dea uzina de apă. Însă la uzina de apă, când intervii, că n-ai presiune la centrală, răspunde ce nu mă interesează. Și cu asta închide telefonul și noi rămânem uitându-ne la... Deci centrala termică, pe câte înțeleg, nu este exploatată la parametrii care ar trebui. Da. Și uzina de apă în această măsură. Da. Și uzina de apă. Din cauza uzinii de apă nu se... Știe cineva despre acest conflict pe care îl aveți dumneavoastră? Cum? Dar da, și toată și director Saica i s-a anunțat și toată și inginerul Iacobăț a fost anunțat. Inginerul și contabilul șef de la județ știe de această treabă. Întreprinderea de aici, de la dumneavoastră, din oraș? Păi cum să nu știe? Mai bine ca oricare altul. Dar însă nu ia niciun fel de măsură în această direcție. Nu ia. Fel de motivări și cu asta trece cele 4 ore care dă apă la locatari. Etajele 3 și 4 nu are, oamenii se enervează, vociferează în acest cartier. Însă plătesc? Ei plătesc, sigur, ei plătesc, dar pe ce plătește nu se știe. Nu se întreabă nici această unitate pe ce ia banii. Doar știe să vie, să ceară și să spună că suntem datori la ei. Apropo de datorii, cam aveți datorii? Păi avem, din cauza asta avem. Pentru că unii cetățeni să rețină la plat, pentru că nu l-a servit. La Buftea, locuitorii reclamă mereu prețurile exagerate pe care întreprinderea de gospodărire orășenească le pretinde pentru plata căldurii și apei calde. Acum 2 ani, de pildă, tovarășul Virgil Păslaru, pe când era simplu locatar și nu director al lui Igo, cerea și el să fie radiat de la plata cheltuielilor pentru apă caldă. Acum, de când conduce însă întreprinderea care trebuie să furnizeze apă caldă și nu o furnizează, se află în proces cu cei care nu vor să plătească. De aceea l-am invitat la microfon să ne explice această ciudată schimbare de optică. În primul rând, pe vremea când am făcut această afirmație, sesizare, așa, mă refeream la faptul că nu avea nici parter și nici etajul întâi. Apă caldă. Apă caldă și nici potabilă, da. Nici apă rece. Așa. Nici acum nu duc prea bine cu apa caldă. Într-adevăr, s-a schimbat însă situația apei de la începutul toamnei și până începutul primăverii, când pe tot parcursul iernii a fost suficientă apă și rece și apă caldă, însă la sosirea primăverii, când unitățile socialiste au început să consume mai multă apă, respectiv fabrica de conserve, fabrica de ambalaje și o nouă secție, Luceafărul, care consumă destul de multă apă, stația noastră de pompare, care este foarte mică, nu mai poate asigura debitul care este necesar satisfacerii, eu știu, presiunilor pentru blocurile care le avem. V-ați referit la curățenia străzilor. Curățenia străzilor în cartierul acesta se face sporadic, se face atunci când în oraș, în centrul orașului, când în zona centrului nu mai este nevoie de curățenie și atunci vin... S-a făcut vreodată, ca să vorbim mai concret, așa, cam când? Se face cam o dată la 2 săptămâni, la o lună, când este posibil. Bun, deci cu curățenia l-am lămurit. Da, sigur că da. Cu spațiile de joacă pentru copii. Este acolo un fel de... Să nu cade în sarcina gospodării comunale. Da, nu cade. Cu serviciile. Ieri utau niște instalatori. Știu că dumneavoastră aveți aici și personal care se ocupă de remedieri, de intervenții. Da. Fondul nostru de salarizare, fondul nostru scriptic, nu permite decât 2 asemenea instalatori care prepară căile, părțile comune, așa cum de altfel stipulează și relația dintre... Nu erau de găsit ieri pe aici. Lucrează în centrala termică la montarea cazanelor și deci pot fi găsiți oricând acolo, însă, încă o dată repet, nu avem această obligație să intrăm în apartamente, pentru că de aici au ieșit o se întreagă din discuții. Noi nu avem prețuri pentru reparații la locatari. Această operație trebuie să o facă cooperativa Meșteșugaru. Dintre așa cum se face... toate serviciile pe care le prestați dumneavoastră, care considerați că este cel mai insuficient? Salubrizarea orașului. Atât. Întreprinderea de gospodărire orășenească este un instrument aflat în mâna Consiliului Popular, care funcționează mai bine sau mai rău după modul în care acesta îl folosește. Vorbind despre acest raport ineficace în cazul orașului Buftea, unul dintre locuitorii orașului a ținut să ne spună. Consider că cartierul ăsta CPC-ului e cam izolat. E uitat, propriu-zis, de Consiliul Popular. Pe primarul orașului îl cunoașteți? E prima dată când îl văd pe dânsul. Unde îl vedeți? Chiar acum, aici?
E prima oară când îl vedeți? E prima dată. Am fost și eu plecat, probabil, dar vine camera pe aici, cu ocazia asta nu am văzut. Ce dorințe ați avea dumneavoastră ca cetățean al acestui cartier? Aș vrea ca din cartierul ăsta al CPC-ului să fie o adevărată grădină, să fie făcute străzile, trotuarele. Cu ocazia asta, locatarii sau cetățenii își fac datoria, dar nu au sprijinul celorlalți. Primarul este localnic? Probabil, nu, dânsul nu este, deci probabil din cauza aceea vine mai greu să se deplaseze. Aici avem un vicepreședinte și probabil că în seama dânsului a lăsat grijă acestui cartier. Continuați, vă rog. Iarăși, consider că până la ora actuală încă nu s-a... Consiliul Popular nu a dat o atenție deosebită crearea unui parc pentru copii. Copiii să joacă în pietre blocuri și în spaș și ferestre. Au un așa zis loc de joacă, dar... Da, este complet impracticabil. Nu, da. nu se poate juca. Până urmă, piața aceasta nu are piața, apă? Piața este într-o stare, așa cum ați văzut dumneavoastră, fără niciun Dumnezeu. Nu este bine organizată și propriu-zis nici nu se ia vin țăranii cu produse și nu se ia taxa respectivă pentru produse. Sunt lăsați, am văzut cam de capul lor. Și prețurile se le fac ei cum știu. Ce să vă mai spun? În două cuvinte, se poate spune că este un cartier bine gospodărit sau negospodărit? E negospodărit. În continuarea emisiunii noastre, să profităm de prezența tovarășului Radu, primarul orașului Buftea, aici, în acest cartier, și să ne continuăm investigația. Ce se întâmplă însă? Iată ceva care ne uimește, și anume, tovarășul Radu, primarul orașului Buftea, ne întoarce spatele. Tovarășul primar, poate este vorba de o simplă stare de inhibiție sau este vorba de o regretabilă sfidare? Sunt niște treburi ale șantierului județean să ia niște măsuri să le rezolve. Dar ale Consiliului Popular orășenesc nu există niciun fel de obligații? Sunt și ale noastre. Și trebuie despre obligațiile astea pe care le solicită cetățenii și acum le solicităm și noi și nu le onorați. Judecând după faptul că cetățenii din acest cartier nu vă cunosc și deci presupunem că nici dumneavoastră nu le cunoașteți problemele, s-ar putea ca noi să forțăm o ușă deschisă. Adică nici n-ați avea ce să ne răspundeți. Faceți dumneavoastră mai bun. Credeți dumneavoastră că este un răspuns care să vă onoreze în primul rând pe dumneavoastră? Da. Aceleași răspunsuri le dați și cetățenilor? Asta este un răspuns, poate, da? Pe cererea dumneavoastră? Vă mulțumim și pentru tăcerea asta, domnule primar. Cu plăcere. Suntem convinși că atitudinea primarului orașului Buftea va constitui un prilej de analiză a lucrurilor care se petrec aici, analiză efectuată cu seriozitate și simț de răspundere de către Consiliul Popular Județean Ilfov. Și nu va fi prea greu de îndreptat lucrurile, mai cu seamă că în oraș sunt numeroase resurse interne care, din păcate, n-au fost utilizate. În prima zi, când am început să filmăm la Buftea, câțiva locuitori ne-au rugat să filmăm lacul. Ajungi la fața locului, am întâlnit această priveliște. Întrebându-l pe tovarășul Pâslaru, în grija căruia se află aceste bărci, de ce le ține pe mal, el ne-a răspuns că sunt sparte și de aceea nu pot fi lăsate la apă. A doua zi însă, stupoare. Toate bărcile erau în apă, nu pe apă. M-am urcat pe acest șubret de barcader împreună cu tehnicianul Petre Ion, administratorul lacului, să privim mai de aproape lucrurile. În ultimul timp au fost ridicate cu chila în sus, dar pe tot parcursul iernii au stat invers, cu chila în jos și cu fața în sus. Toată iarna, deci, au stat aici pe mal? Da, au stat sus pe mal. Asta nu este o greșeală inadmisibilă față de aceste fragile embarcațiuni, probabil că de asta sunt și putrezite așa, felul ăsta. Absolut, pentru că zăpada, ploaia... A căzut în ele, s-a topit zăpada, a stat acolo. După câte știm noi, aceste bărci aparțin întreprinderii de gospodărie orășenească Buftea. Da, ale lui Igo Buftea, nici de cum ale lacului care aparține de ICA București, al cărui responsabil sunt eu. Da. Pot spune că e un lucru inadmisibil ca aceste bărci
să aparțină alte întreprinderi. Da, ale lui Igo Buftea să funcționeze pe lacul Icabului și mai presus de toate să fie și neîntreținute un aspect urât. Uitați cum se ved aici. Acum a început din plin sezonul estival, aici vin foarte mulți bucureșteni. Da. Ce ați propune dumneavoastră? Eu aș propune ca aceste ambarcațiuni să fie din nou scoase pe mal, 2-3 zile la uscat și trimise la o unitate de reparații specializată. Unde? De exemplu, la ICAB București, chiar la noi. Aveți la... marangozi acolo care știu să repare bărci. Da, bineînțeles, pentru că noi, ICAB-ul București, ne ocupăm de tot agramentul capitalei. În cartierul de blocuri, după cum am văzut, copiii n-au un loc de joacă adecvat. Dar în apropiere, la numai 200 de metri de acest loc, se află liceul de electrotehnică. Oare frații mai mari care învață la acest liceu n-ar putea să facă ceva pentru cei mai mici locuitori ai orașului? Să aflăm răspunsul de la tovarășul Gheorghe Ciublan, directorul liceului. Tovarășe director, am privit mai întâi liceul dumneavoastră din spate, dinspre blocuri. Acum am intrat prin față și venim la dumneavoastră cu o întrebare la care așteptăm un răspuns. Ar putea câțiva dintre elevii de aici, de la liceul dumneavoastră de electrotehnică din Buftea, să îi ajute cumva pe frații lor mai mici, fiindcă mulți locuiesc aici, în cartierul de blocuri, să-i ajute, zic, să li se amenajeze niște locuri de joacă, în prezent, complet necorespunzătoare? Da, elevii noștri au dovedit întotdeauna că sunt buni gospodari. De fapt, acest lucru se și observă după aspectul exterior al liceului nostru, pentru că toate locurile sunt amenajate fie cu spații verzi, fie cultivate cu diferite legume, așa cum au fost date indicațiile. De asemenea, noi am răspuns de fiecare dată la solicitările organelor locale de partid și de stat pentru a participa. Aici, în cartier, însă, după câte am înțeles, cum ziceam, da, pentru a participa, n-ați fost solicitați. Da, este adevărat că aici nu am fost solicitați. Acest cartier se pare că a fost cam dat uitării. Dumneavoastră, unde locuiți? Eu, din păcate, și eu locuiesc tot de în acest spuneți, cartier. Din păcate? Din păcate, pentru că am în vedere faptul că a fost dat uitării și că mai sunt unele lucruri care trebuie să remediate în acest cartier și cred eu că treaba aceasta a trebuit făcută cât mai grabnică, pentru că este în interesul locatarilor care locuiesc în acest cartier. Să revenim la copii. Aveți și dumneavoastră copii? Da, am și eu o fetiță, este la grădiniță. Deci ca înseamnă că chiar și copilul dumneavoastră nu are unde să se joace. La fel ca orice copil, și copilul meu simte nevoia de joacă și, din păcate, nu găsește în acest cartier spațiul necesar pentru acest lucru. Deci eu gândesc... revenim la problemă, iertați că v-am întrebat. Poate sau nu poate liceul acesta să fie o sursă de forță fizică, de muncă fizică, de muncă, știu eu, cetățenească, prestată de copiii aceștia, dintre care o parte chiar locuiesc în cartierul acesta, pentru ca spațiile de joacă să fie, într-adevăr, pe măsura necesității și a frumuseților? Evident că da. Așa cum am răspuns de fiecare dată la chemările organelor locale, am putea să răspundem și în situația pe dată, și cred că elevii noștri ar putea să-și aducă o contribuție efectivă la amenajarea spațiilor verzi în cadrul cartierului de locuințe, de blocuri. Și treaba aceasta cred că s-ar putea face cât se poate de repede. Adică în câteva zile sau să zic în câteva săptămâni s-ar putea schimba înfățișarea totală a cartierului și aceasta evident și prin contribuția efectivă a elevilor noștri. Prin participarea acestora la muncă și am putea, ca mod organizat, să participăm în fiecare zi, în așa fel încât, în urma indicațiilor care vor fi date de organele locale, să putem amenaja toate spațiile destinate pentru joaca copiilor. După cum am aflat, în oraș, întreprinderea de gospodărire orășinească nu-și onorează sarcinile. Dar trebuie totul așteptat numai de la ea? Consiliul Popular Orășenesc ar putea activiza pentru frumusețarea orașului pe cetățeni, pe deputați. E drept că aceasta trebuie să se facă în orele de după lucru, dar la aceste ore, tovarășul Radu Marin, primarul, este plecat de mult din oraș, acasă la București. Un deputat, tovarășul inginer Valentin Panait, a avut amabilitatea să ne vorbească despre contribuția pe care ar putea o aduce deputații în activitatea de înfrumusețare și gospodărire a orașului. Eu locuiesc în acest cartier încă din 1968, pe atunci nu erau decât vreo 6-7 blocuri, iar acum, dacă stăm să le numărăm, este aproape un cartier întreg cu aproape 100 de blocuri.
Desigur că orice dezvoltare sunt, la orice dezvoltare sunt și anumite greutăți. Și asta depinde foarte mult și de gospodărire, depinde și de modul cum Consiliul Orășenesc știe ca să mobilizeze prin deputații pe care i-are la îndemână cetățenii ca să poată să-și creeze condiții bune pentru și plăcute ca să poată să locuiască în blocurile respective. Acesta este din față blocul dumneavoastră, acesta este blocul vecinilor. La mijloc se află un spațiu verde superb. Păcat că este singurul spațiu verde și frumos îngrijit din tot cartierul acesta. Într-adevăr, așa este, deci blocurile acestea 7A și 7B au și spațiu verde cel mai frumos aproape dintre toate blocurile. Aceasta poate că în mai mică măsură se datorește mie că locuiesc aici, însă și eu am contribuit prin, ca deputat vorbind, prin antrenarea cetățenilor din circumscripția mea pentru înfrumusețarea spațiului din jurul blocurilor. Ce îi împiede că pe vecinii dumneavoastră să fie și ei la fel de grijulii cu gospodăria lor, așa cum sunteți dumneavoastră? Nu are ce să îi împiedice altceva decât faptul că, consider eu, nici Consiliul Popular Orășenesc nu s-a îngrijit îndeaproape de modul cum arată acest cartier. Și pot să-l dau exemplu chiar cu mine, că nu m-am interesat de tot cartierul mai mult, numai de circumscripția pe care o reprezint, deși ca membru al biroului Consiliului Popular, biroului executiv, aveam această obligație, dar consider că și deputații, că la fiecare, deci grup de 5-6 blocuri, există un deputat. Și aceștia au o mare vină, datorită faptului că nu toate blocurile arată ca cele pe care le-ați văzut acum. Vă întreb ca pe un vechi locuitor al orașului Buftea, există resurse interne, să zicem așa, ca să fie totuși posibilă o mobilizare generală a locuitorilor din acest cartier, din tot orașul, așa încât fața lui să arate cu totul și cu totul alta, așa, altfel? Consider că există aceste resurse și decât că trebuiesc luate măsuri pentru mobilizarea lor. Care sunt aceste resurse? Mă refer ca măsuri ar fi, deci trebuie să pornească tot de la Consiliul Popular, prin deputații respectivi, să poată să antreneze și elevii care au învață și școlile se găsesc în cadrul acestui cartier și să pot face lucruri mult mai bune și acest cartier să arate așa cum trebuie. Plecăm din Buftea cu convingerea că emisiunea noastră va avea darul să stârnească ecouri atât în oraș, cât și la Consiliul Popular Județean Ilfov. Plecăm convinși că în curând cetățenii din Buftea ne vor chema din nou să ne arate lucruri frumoase cu care gospodarii orașului vor avea temeiul să se laude sau să fie lăudați.